Silvia Chifiriuc ne-a vorbit despre relația specială pe care o are cu soțul ei, Petre Roman, dar și cu fiul lor, Petrus, care acum este un băiat mare și responsabil, după cum ne-a mărturisit mama lui. Eu întotdeauna am iubit liber, deci n-am fost niciodată constrânsă. I love my life. Ce face Petruț când spune că trebuie să te grăbești să-l iei de la școală? Da, mă așteaptă și bucuria lui este să vină să-l ia mami și să ne facem un program împreună la sfârșit de săptămână. Îți spune tot? Îți povestește tot ce se întâmplă la școală? Îmi spune cam tot ce se întâmplă. Mai are momente când nu vorbește cu mine și eu îl las să decide el când e momentul să fie deschis. Cred că e ok așa. Până la urmă e ceva natural și omul trebuie să se exprime atunci când simte nevoia cu adevărat. Pentru că el e un om mare, adică 8 ani jumate. Petre se implică mai mult. Sunt amândoi, acum pot spune, vorbitori de limba franceză. Petru vorbește destul de bine. Eu mă implic la capitolul scris. Acolo îl supraveghez să aibă un scris frumos, elegant, caligrafic. Eu am foarte multă răbdare cu el și orice lucru pe care îl faci așa cu răbdare, cu dragoste, cu înțelegere, se așează foarte bine în timp. Tu alături de domnul Petre Roman aveți o căsnicie foarte frumoasă. Care a fost cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o de la dânsul? Este o potrivire extraordinar de frumoasă între noi. Așa cum am mai spus și altă dată, o relație, așa cum e relația noastră, se bazează în primul rând pe iubire, o iubire puternică, respect și multă înțelegere. Sunt un om foarte natural, chiar dacă au fost perioade în care nu am putut să îmi exprim această naturalețe, da. Dar ușor ea se va regla ușor. Ce te-a atras la el prima dată când l-ai văzut sau când l-ai cunoscut? Când ne-am cunoscut, ne-am salutat. A fost un simplu salut. Pe mine m-a impresionat amabilitatea lui și educația pe care a primit-o de la părinți. Este un gentleman cu adevărat. Mi-a transmis foarte multă căldură și atunci, sigur, că am avut o discuție mai scurtă, dar foarte plăcută. I love my life.